Salut, eu sunt Alex Popa, astăzi mă aflu în Minsk, Belarus și vreau să-ți arăt ce poți să cumperi cu 10 euro aici. Haide! Și am venit din nou la Ostalovaia. Stalovaia este o cantină sovietică de tip fast food, de tip împinge tava. Și toată masa pe care o vedeți voi aici a costat 8 ruble și 70 de copeici, care vine undeva la 12 lei pentru toată mâncarea asta de aici. Și o să vă zic și ce este. Am cumpărat o supă de pui cu o felie de pâine, salată băf, cotlet de curcan, clătită cu carne tocată de vită și smântână la ea. Și atât. 8.70, hai să mâncăm. Nu am mâncat prea mult acum pentru că mai târziu vreau să mergem să vă arăt un restaurant georgian. Cred că cea mai bună mâncare rusească este aia georgiană. Și nu prea ai pe ce da banii în Belarus, 10 euro, dar doar pe mâncare. Și trebuie să fii și foarte mâncăcios ca să mănânci de 10 euro într-o zi aici. Dar mă sacrific, fiindcă dacă rămân cu bani nu am ce face cu ei în țară. Deja am schimbat în ruble și nu mai am ce face cu ele. Desert răcoros de vară, înghețata se găsește în abundență în Belarus. O rublă și 70, cea mai bună este cea de vanilie vafă. La oficiu poștal din Belarus, Belposta, îl găsești cam peste tot în oraș. Poți cumpăra cele mai ieftine cărți poștale și să le trimiți în țară, cel mai ieftin din toată Europa, cel mai ieftin cât am trimis până acum, doar 4 ruble și 0,8 copeici. Aproape imposibil de cheltuit 10 euro într-o zi sau două în Belarus, atât de ieftin poate să fie. Acum sunt în Biblioteca Națională din Minsk, unde am plătit 1,50 de copeici ca să intru, vine undeva la 2 lei și 30 ceva, foarte ieftin. E foarte interesant să fie aici, o bibliotecă imensă, grandioasă și un stil foarte, foarte comunist, îmi place. Și bineînțeles, aici biblioteca este și un fel de muzeu, unde am prins o expoziție de costume populare și de istorie a celui de-al doilea război mondial în Belarus. Bineînțeles, biblioteca este și un simbol foarte important al poporului belarus și pentru prețul ăsta merită să-l vizitezi dacă treci pe aici. Nu am găsit magazinul georgian, dar am găsit un restaurant tradițional belarus și avem aici un fel de crotoane cu sos de smântână, o ciorbă nemaipomenită și draniki, care sunt niște clătite de cartofi specifice din Belarus, și un pahar de compot. Toate astea au fost 8 ruble și 74 de lei, 74 de copeici, 15 lei. Hai să mâncăm! Supa și crotoanele au fost deosebite, dar pentru asta am venit, pentru că este mâncarea tradițională din Belarus și nu puteam să plec fără să încerc clătitele astea de cartofi.
Hai să vedem cum sunt. Băi, nu sunt așa rele. Merită. O zi însorită cum e asta, poate simți nevoia să mănânci ceva dulce și răcoros. Ei bine, în Belarus găsești brânză învelită în ciocolată, cum erau batanele dots la noi, doar că aici se cheamă siroc. Există enși pe mii de arome, dar cam toate sunt 63 de copeici. Atât o să te coste. Chestia e că e mai bună decât înghețata, direct de la frigider, dar nu la fel de rece. Spasiva. Metroul cred că este cel mai folosit transport în comun în Minsk, iar aici o călătorie te va costa 70 de copeici. Pur și simplu îți dă un jeton exact cum era și în București acum 20 de ani, îl bagi în mașinărie și intri. Este și unul dintre cele mai curate metrouri pe care le-am văzut vreodată, vechi, dar curate. Acum stau să mă gândesc, când văd ce e aici, cât de norocoși suntem noi ca români, că suntem în Schengen și că nu trebuie mereu să ne facem viză, să verificăm înainte, să plătim, pentru că este destul de scumpă și viza Schengen. Pentru asta mulțumim Uniunea Europeană. La ăștia e cu aplicare înainte de a lua viza, poate să ți-o refuze, poate să ți-o accepte, trebuie să te duci să plătești, să dai interviu. Când intri într-o țară Schengen trebuie să ai și, am impresia că da, trebuie să ai și biletul de întoarcere acasă, trebuie să le spui planul tău, e complicat. Noi putem pur și simplu, știu, nu suntem în Schengen, dar putem pur și simplu să intrăm cu buletinul oriunde vrem. Mai puțin în Belarus, Ucraina, Turcia și Rusia. Chiar dacă zbori și din Franța, poți să intri într-o țară din America de Sud fără pașaport, doar cu buletinul, în Guiana franceză, care este teritoriul francez și face parte din Franța, poți să intri ca român doar cu buletinul. Nu știu dacă neapărat dacă vii din Franța, dar oricum, poți să intri într-o țară din America de Sud cu buletinul. Cât de wow e asta! Păi asta a fost tot și în seara asta. Nu uita să dai share, subscribe, like și de ce nu să apeși pe butonul ăla de acolo în formă de clopoțel, pentru că mai nou așa ajuți un canal de YouTube. Îți mulțumesc pentru tot. Seară faină. Pa!